Almaviv is one of the few villages with an active population and a well-preserved built heritage. The dedication to the traditional farming practices has kept the cultural and natural landscape almost intact. The scenery, together with the fortified church and the old Saxon houses, form a picturesque view. Today, the population here is a mix of Romanians and Roma, and together with them, Mihai Eminescu Trust Foundation is developing a project aiming to create in Almaviv a center for interpretation of traditional culture. 22 de spații sunt în total, acestea însemnând toate nivelurile turnurilor, celor 4 turnuri și camerele din casa portarului, precum și mansarda din casa portarului, pe care am realizat-o acum. Acesta nu era mansardat, dar o să fie un spațiu utilizat acum. Și fiecare spațiu o să primească o utilizare, o să fie exponate cu obiecte adunate din donate de oamenii din Almaviv. Am venit la dumneavoastră ca să vă întrebăm ce ne puteți ajuta, ce fel de obiecte ați putea dona bisericii. O covată de pită și o secere și un fârcoi de cartofi. De ce îi faceți? Nu te văd că l-ați făcut. Aici, toată iarna, așa fac. Foarte frumoase. Foarte, foarte. Dar dintâi trebuie să o torc. O am în cămară, furca, fusele, am. Deci ce toarceți numai pentru croșetat? Da, da. Ce să fac? Să stau dând, domnule, totul. Niciodată. Și nu. Șosetele acestea pentru dumneavoastră le face sau pentru vânzare? Și pentru mine și pentru vânzare. La copii le-am făcut. În momentul în care s-a întâmplat minunea de a reface biserica fortificată, lucru la care în urmă cu câțiva ani doar nici nu puteam să mi-l imaginez, chiar un muzeu sau chiar o lucruri din acestea care ne stau nouă la îndemână, e greu de presupus că nu-l putem face. Alina is a teacher in Alma and she has some interesting objects in the old Saxon house where she lives. Scos pâinea din cuptor, mă scoteam de aici din cuptor pâinea și asta vreau să o tam. Ce frumoasă! Ce am mulțumit! Niște greutăți de cântar, pentru că știu că această casă a fost într-o anumită perioadă magazin, câteva luni, și bănuiesc că în perioada respectivă cântăreau. Da, cântarul nu mai există, dar doar greutățile le-am găsit. Aici mai avem un obiect și nu știu ce reprezintă. Inițial am avut impresia că e ceva de bătut coaja pâinii în momentul când era scoasă din cuptor, dar nu aș fi sigură, pentru că se pare că ar mai fi fost un obiect aici în mijloc, dar nu știu ce anume. Și așa cred că este de la tească, învârteau cu mâna treptat. Astea sunt, par foarte vechi și sunt și pictate. Vedeți? Partea interesantă e că e confecționată manual, de se vede că e lucrată manual de cineva, de un fierar din sat. Bun, mulțumim. Ne dați și pe asta, mulțumim. Mai avem. Mai asta o punem lângă poza aia cu bivolii. Așa. Mă mulțumim foarte mult pentru obiectele. Dacă mai găsim și altele, vi le trimitem sus la cetate să le valorificați așa cum se cuvine. Mulțumim mult. Toate cele bune. La revedere. Ce mai pot să vă dau este butoiul ăla mic de acolo, care, dacă vreți să-l luați așa spart cum este, foarte bine. Uite-l, îl vezi? Ce bine. Uite-l. La ce era folosit? La vin. La vin? Da. Vin. Nu, astea mari erau pentru vin. A mai fost unul care era micuț, ceva de genul 50 de litri, dar care era folosit pentru plită. Dar astea au fost folosite numai pentru vin. Every item gathered from the villagers is carefully packed in the car. The objects decided to be used for the center will be restored.
O să fie și demonstrații făcute de meșterii locali în unele spații unde avem spațiu mai mare și ne permite primirea unui grup sau a câtorva persoane care vor să încerce cum e, de exemplu, să gătești ceva. Facem o plăcintă tradițională ciobănească cu brânză, în care avem un aluat clasic dospit cu făină, cu lapte, un ou, sare și drojdie. După ce a dospit aluatul, se fac porții mici, cam cât o farfurie obișnuită, în care se va pune brânza. Brânză de oaie frământată obișnuită. Se face închiderea de pe toate părțile, în așa fel încât când punem plăcinta la prăjit să nu curgă brânza în tigaie. Se întoarce pe partea cealaltă față de cea unde am închis-o și se mai întinde cu sucitorul în așa fel încât să iasă o plăcintă subțire care să aibă distribuită brânza uniform în toate părțile. Nu vrem să fie un simplu muzeu, pentru că acesta este cel mai simplu, să spunem că o să fie un muzeu și ceva foarte static, în care omul intră și vede ceva, vede istoria, putem să arătăm foarte multe informații despre istoria cetăților fortificate, dar noi am vrut să fie ceva mai mult decât atât, să fie un muzeu viu, de aceea am denumit-o Centru de interpretare a culturii tradiționale, pentru că în Transilvania sunt culturi tradiționale de diferite feluri, sași, romi, maghiari, români, care se amestecă și trăiesc împreună de atâtea secole. Alex set up a small workshop at his house in Alma. It's been several years since he started to make brushes, something he learned by himself. Dacă nu ai răbdare, nu poți să te apuci. Nu poți să te apuci, fiindcă cu fiecare lucru ai nevoie de răbdare și răbdare îndelungă răbdare. He makes different kinds of brushes, but for the special ones, he uses goat hair. Cam de vreo 10-11 ani am capre. Capre. Și părul de capră e foarte mole, dar e foarte, foarte bun. Și am două culori, și alb și negru. Și eu pot să fac un model. Îl fac jumătate aici. Vedeți la expoziție cum va fi. Jumătate îl las în mijloc alb sau eventual mai am încă un model. Poți să-l desenezi aici între găuri, așa ca un fel de șarpe și îl trag cu creta în interior și ele le fac cu alb și restul cu negre. Cosmin makes birds carved from wood. It all began as a present to his future wife. He decided to give her something made with his own hands. Everything is done in the house using basic tools and passion. Mie îmi place că lucru eu, apoi alții dacă le place, le place, dacă nu, nu. When the Center for Interpretation of Traditional Culture will be ready, he hopes these birds will be on display. Hand knitting is passed from generation to generation. Every woman, especially in the countryside, knows how to do it. Eu nu am știut, am învățat de la soacră-mea. Am învățat. Și am văzut că îmi place ca să tușitez și mai fac în continuare. Am învățat cu apă de cipcă, prima dată să fac din astea pe scaun, așezut. Deci asta era o chestie tradițională, făceau un fel de pernuțe de scaun cu un ac care se numește de cipcă, da. De dantelă. Here in Alma, a group of women work together on traditional items, but they are also making rugs from recycled textile materials.
The concept of establishing the center as a museum is based on promoting cultural diversity, including Roma, facilitating knowledge of the peculiarities of each culture through information materials, exhibits, and craft demonstrations. The four towers and an additional restored building will host exhibition rooms and cultural events, which are essential for the traditional multi-ethnic values of the Romanians, Saxons, Hungarians, and Roma from Transylvania.